legea salarizării și nu va fi gata nici la 1 ianuarie, dacă vă puteți imagina că și-au bătut joc din nou de promisiunile făcute. Intrăm în dezbatere cu toți invitații. Așadar, în aceste zile ni s-a spus foarte clar că vom avea o limitare a plăților cash la 5.000 de lei pe zi pentru cetățenii, pentru persoanele fizice, 1.000 de lei între firme, iar din 2024 doar 2.500. Însă, există, dacă ne uităm la ce se întâmplă în restul statelor, nicăieri, mă rog, Italia, Spania, am mai găsit chestiunea asta cu 1.000 de euro. În rest, Norvegia zice că e un drept fundamental. Am văzut, Bogdan Glăvan, o analiză interesantă pe care o făceai comparând și restul statelor. Peste tot sunt niște limite de astea, 10.000 de euro, 12.000 sau nici măcar nu există limită. Atunci, de ce vrea guvernul să controleze cash-ul în România? Că domnul Ciolacu, astăzi, și o să vi-l arăt un pic mai acolo, e foarte supărat. Zicea că care taxe, care români, care mediu de afaceri, de ce suntem toți supărați? Era așa ca Dragnea în vremurile lui d-apus. Păi, într-adevăr, așa cum spuneați, o asemenea limită, precum cea legiferată și preconizată în România de 200-400 de euro per comerciant, așa ceva nu mai există nicăieri în Europa. Avem, din contră, foarte multe state, jumate din statele europene, care n-au nicio limită. De la Germania până la Marea Britanie, de la Suedia până la Olanda, lângă noi, Ungaria, Estonia, da? Nu mai vorbesc de vecinii noștri, care și ei au limite la folosirea numerarului, dar care sunt la 10.000 de euro în Cehia, 15.000 de euro și mai departe. Adică mult mai mari chiar decât cele pe care le avem noi acum în vigoare. Și de ce e important acest lucru? Pentru că s-a spus așa, limităm cash-ul ca să combatem evaziunea. Păi, măi fraților, țările astea de lângă noi, adică Bulgaria, Ungaria, Cehia, Estonia, care vreți dumneavoastră, nu mai zic de alea occidentale, păi ele combat evaziunea de 100 de ori mai bine decât noi. Adică ele culeg tot TVA-ul aproape. 95% sau 98% din TVA-ul care este generat în economie ajunge la buget. În România doar 65% ajunge. Deci noi, cu limite de cash, deci cu interdicții de plăți mari în numerar, avem mare evaziune. Da? Deci cum poți să spui că hai să strâpim numerarul de tot, că o să combatem evaziunea? Păi, dar ăștia cum au reușit să combate evaziunea fără așa ceva? Deci este o păcăleală. E o prostie a guvernului și trădează o mentalitate socialistă, puternic intervenționistă, dictatorială din asta, adică care este cumva specifică și huntei securiste instalate în România, mă rog, de la Revoluție încoace, tot de asta avem parte. Adică oamenii ăștia gândesc milițienește. Dom'le, când șeful zice, dom'le, vreau ceva cu care să ies acum, să rup masa, să arăt la lume că sunt hotărât să fac ceva, ăia să zic să trăiesc șeful, ce vă dăm? Hai să interzicem ceva. Deci este o abordare milițienească, antiștiințifică, contrară cu practica din regiune și nu va duce la obiectivul căutat de guvern. Și atunci, domnule ministru Alomițianu, ne tot întrebăm care e miza, că a venit și BNR-ul și a zis, stați liniștiți, nu dispare cash-ul. Aflăm dintr-o statistică, 80% din plăți în România se fac cash și avem aproape cel mai mare număr de salariați care și iau și ei tot cash. Ce vrea guvernul? Probabil că 80% din plăți sunt și plățile legale și plățile la negru, pentru că e foarte mult numerar la populație și Banca Națională ne spune lucrul acesta. Nu poți să limitezi plățile efectiv prin lege. Și domnul Glăvan spunea foarte bine, pentru că știți ce se întâmplă? Multe plăți se fac la negru, pentru că sistemul de plăți prin card nu este pus la punct. Modernizează sistemul de plăți, obligă băncile să aibă un sistem performant și în mediul rural. Vino cu o educație financiară pentru cei din mediul rural, dă mai multă încredere către populație din partea sistemului bancar și atunci populația va face plățile prin card. Dacă tu vii să impui prin lege, nu rezolvi problema. Efectul este invers. Foarte mulți nu o să mai depună banii la bancă, foarte mulți vor ține banii acasă și vor face plăți cash și mediul de afaceri se va adapta. Adică o să facă evaziune și evaziunea va crește. Nu așa se rezolvă. Asta într-adevăr, numai pe timpul lui Ceaușescu mai putea să dispui niște măsuri prin lege.
O economie de piață înseamnă să modernizezi sistemul de plăți, relațiile între firme, între firme și persoanele fizice, și atunci oamenii văd avantajul și se adaptează. Că dacă te duci în străinătate și vezi că sistemul este modern, să fac plățile se fac prin card, te adaptezi, îți depui banii pe card și te duci ca să poți să faci plăți. Lucrul acesta. Situația te determină să te adaptezi situației și nu să o faci prin lege. Asta nu înțelege domnul Ciolacu, n-a înțeles-o nici Ponta, că și Ponta a făcut a luat aceeași decizie contrară economiei de piață. Prin lege a limitat plățile și evaziunea a crescut și a creat mai multe probleme. Și da. Nu știu de ce PSD-ul îi luptă chiar împotriva electoratului cu venituri mici pe care clamează că l-apă. Doar două secunde. Deci eu vin de la Bran, domnule ministru, astăzi. Adică eu acolo m-am născut. Așa. O comună dezvoltată în care nu a funcționat astăzi bancomatul cele mai mari bănci din România și a trebuit să mă duc în Zărnești acolo. Da, ca să scot. Dar nici măcar nu există multe locuri.